Folosește codul PACA pe G2A pentru reducere aproape la fel de mare cât pula ta. Aproape. Bine ați venit, domnul și domnul, la acest vlog de dimineață, care probabil, adică sigur, pentru că deja e întuneric afară, nu va fi filmat dimineața. Dar măcar de data asta avem și noi o coroană pentru un alpaca king adevărat. Screenshot calta nu mai vedeți. În fine, astăzi am intrat pe canal și am văzut că suntem 60.000. Asta ținând cont că acum doar două videoclipuri eram 50.000 și în mod normal la chestia asta aș face un videoclip special, ceea ce am să fac zilele astea, dar pentru astăzi vreau doar să vă spun mulțumesc. Mulțumesc că v-ați uitat la clipurile mele, mulțumesc pentru fiecare persoană care a fost mereu aici, de la cei mai veterani la până la cei mai noi. Mulțumesc pentru fiecare like și coment în parte. Dar sunt sigur că ați mai auzit lucrurile astea. Și cu toate că tot ce am zis e total adevărat, vreau să înțelegeți de fapt cât de mult însemnați voi pentru mine. Videoul ăsta nu e făcut să fie unul siropos, pentru că mă cunoașteți destul de bine că nu-mi plac chestiile de genul. Dar având în vedere creșterea asta așa mare a canalului, vreau să profit măcar de momentul ăsta să vorbesc cu voi. Canalul, după cum am spus, crește pe zi ce trece din ce în ce mai mare, ceea ce e un lucru bun, e un lucru foarte bun, nu mă înțelegeți greșit, nu mă plâng de asta. Dar tot ce vreau să spun e că legătura mea cu voi e una la care țin foarte, foarte mult și nu vreau să se piardă doar pentru că peste noapte am făcut încă 10.000 de abonați. Să pot să transmit gânduri pe internet e ceea ce iubesc eu la YouTube. Să pot să fac clipuri pe care cineva să le vadă și să spună că măcar o secundă din toată viața lui a fost mai bună, e ceea ce mă face bine să continui, ok? Iubesc chestia asta, o fucking iubesc. Ăsta e scopul meu, ăsta e motivul pentru care am creat toată comunitatea asta de alpace din care facem toți parte. Uite, eu încă de când am început să fac videouri le-am făcut din purul motiv că îmi place ceea ce fac. Iubesc să fac videoclipurile alea. Și asta e tot. Asta e motivația mea pe viitor și vă asigur că nu se va schimba vreodată. Știu de asemenea că nu toți gândim la fel, adică or fi și youtuber care nu or avea aceleași motive sau intenții ca și mine, dar aia nu e treaba mea. Fiecare își face treaba cum îl duce capul. Eu unul le fac pentru fan și pentru că ador să interacționez cu voi. Și dacă n-ar fi fost pentru voi, m-aș fi oprit de mult timp să fac videoclipuri. Da, și am mai văzut și comentarii gen videoclipul ăsta mi-a făcut ziua un pic mai bună. În primul rând, mersi pentru coment și mersi de asemenea în general, pentru că videourile mele pentru alea sunt făcute, chiar dacă durează 10 ani să le editez. Știți, am să vă spun o fază care probabil nu o să o credeți, dar atât eu cât și mulți dintre voi, uneori mă simt, nu știu, trist sau depresiv. Probabil mulți sunteți ceva gen, wow, cum e posibil că ăla care râde mereu și face ca handicapatul pe cameră să fie trist? Da, se poate. Și de multe ori, cele mai mari zâmbete pe care le vezi ascund cele mai triste povești. Dar dacă eu am putut să trec peste niște lucruri care la momentul ăla păreau imposibile, vă asigur că și voi puteți. Vă mulțumesc încă o dată pentru cei 60.000 de abonați, alpace, oameni, cum vreți voi să vă numiți. Bine ați venit în legiune! Hai la toți pentru un final așa grandios! Alpaca King out! La 3! 1, 2, 3, Alpaca King out. Mersi, șefilor. Chiar mersi.